Ozonul este poate cel mai puternic oxidant, căruia omul i-a oferit o importantă aplicabilitate printr-un generator de ozon, prin care se asigură în condiții optime dezinfectarea, sterilizarea și dezodorizarea spațiilor în care trăim sau ne desfășurăm activitatea. Astfel, ozonizarea a devenit cea mai căutată soluție pentru asigurarea unei vieți sănătoase. Și pentru a afla mai multe despre această procedură, am acceptat invitația echipei Green Star Services Ploiești de a participa la ozonizarea desfășurată la Biserica Sfântul Vasile din Ploiești. Ce puteți să ne spuneți despre acest aparat? Acest generator de ozon dezinfectează și purifică aerul ca protector de mediu. Se știe că ozonul este bactericid, fungicid, virucid, dezinfectând, sterilizând și odorizând aerul. De obicei, în dezinfectare se folosește clorul. Care sunt avantajele ozonului? S-a demonstrat faptul că ozonul are o putere de oxidare mult mai mare decât clorul. Specialiștii spun că de 1,52 de ori, adică este agentul comercial oxidant cel mai puternic, iar noi vrem să asigurăm aceste avantaje, mai ales în perioada aceasta a pandemiei. Ozonul este considerat unul dintre cei mai rapizi și eficienți agenți oxidanți cu proprietăți microbiocide, fiind capabil să acționeze asupra unui număr mare de microorganisme, precum bacterii, paraziți, virusurile, inclusiv coronavirusurile și altor mulți agenți patogeni. Aș vrea să ne spuneți nouă care sunt pașii pe care i-ați urmat. Pentru o eficiență maximă, respectăm toate etapele impuse de producător. Măsurăm suprafața ce urmează a fi ozonizată, măsurăm umiditatea și temperatura din atmosferă și în funcție de rezultatele obținute, stabilim care este timpul de aplicare și cantitatea de ozon necesară. Datele sunt notate în fișa clientului, apoi programăm aparatul, închidem ermetic încăperea, nu înainte de a verifica dacă este vreo sursă de gaz în interior. După ozonizare, intrăm în încăpere, măsurăm cu un aparat special calitatea aerului și cantitatea de ozon și ne asigurăm că sunt în parametri normali. Cred că este soluția ideală pe care dumneavoastră o oferiți, pentru că noi deja ne luptăm cu un virus, ne luptăm serios și încercăm să găsim o soluție. Cred că soluția ați adus-o dumneavoastră. Cât timp durează efectul acestei aplicații? După tratamentul cu ozon, încăperea este dezinfectată pentru o perioadă de 2-3 săptămâni. Unde recomandați să fie aplicat tratamentul cu ozon? Recomandăm ozonizarea tuturor. Însă, credem că procedura ar fi mult mai necesară în acele locuri unde traficul de oameni este mai mare și mă refer aici la spitale, clinici, centre comerciale, birouri, hale industriale, spații rezidențiale, oriunde există oameni. Ce mesaj transmite Green Star Services? Serviciul nostru este în premieră în Prahova. Ozonizarea în acest moment este cea mai eficientă aplicație în lupta pentru sănătate. Acesta este și obiectivul nostru.